Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava, în colaborare cu furnizorii de servicii medicale și cu unitățile administrativ-teritoriale, celebrează Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei în data de 28 iulie. Acest eveniment anual este o oportunitate de a induce o schimbare reală în prevenirea și tratamentul hepatitei. Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei este un eveniment anual cu atenția mondială îndreptată asupra grupurilor de pacienți și persoanelor care trăiesc cu hepatită virală. Conform informațiilor oferite de Direcția de Sănătate Publică Suceava, din cele 325 de milioane de oameni care trăiesc cu hepatită virală la nivel global, mai mult de 290 de milioane, reprezentând 9 din 10 oameni, trăiesc cu hepatita B sau C fără să știe. Fără o îmbunătățire masivă în diagnostic, ratele de tratament vor scădea. Ratele de infectare vor crește și se va pierde posibilitatea de a elimina hepatita virală până în 2030. Deoarece scopul de eliminare a hepatitei virale nu poate fi atins fără a preveni boala și a găsi persoanele nediagnosticate și fără conectarea acestora la îngrijire și tratament, campania de sensibilizare care continuă și în anul 2019 își propune să educe, să influențeze politicile naționale de testare și să încurajeze oamenii să se testeze și să devină susținători în încercarea de a găsi cazurile nediagnosticate. Campania cu tema Eliminarea hepatitei este coordonată metodologic de Ministerul Sănătății prin Institutul Național de Sănătate Publică. La nivel județean se vor organiza evenimente pentru a crește gradul de conștientizare a poverii uriașe reprezentate de hepatitele virale și pentru a influența schimbările reale în prevenirea bolilor și accesul la testare, tratament și îngrijire. Campania din acest an își propune să publice materiale informative pe site-ul DSP, să promoveze materialele campaniei pe rețelele de socializare, să organizeze mese rotunde la care vor participa mediatori sanitari și asistenți medicali comunitari și să distribuie materiale informative în locurile publice.